zicea 11 a domnului primar. Din cei 15 consilieri se constată că sunt prezenți doar 7, respectiv domnul Osoloșion, Petrișor Claudiu, domnul Vacaru Bogdan, domnul Apostol Dorel, domnul Floroiu Costică și domnul Ciubotaru Fănică. Și domnul Neniu, care a ieșit momentan, a semnat prezența. Ar trebui să-i spuneți să intre. Dar cine are să... Cheamă pe domnul să fie prezent. E aici? Da. Având în vedere prevederea articolului 137 din Codul Administrativ privind vorbul ședințelor Consiliului Local, în care se stipulează faptul că ședințele acestuia se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție și fiind, nefiind prezenți majoritatea consilierilor locali, respectiv 8 consilieri, ședința nu este legal constituită și nu își poate desfășura lucrările. Prin urmare, urmează să fie convocată o nouă ședință. Eu propun să-l sunăm pe domnul vice, că ar trebui să fie la locul de muncă. Lasă-l în pace, vei să-l sun eu. A semnat, din moment ce a semnat condica... Dar ce să-l sunăm, domnule? Am zis că vreau să fie aici. Eu trebuie să-l sunim cu noi, nu noi. E clar că au sunat consilierii să nu vină, că domnul inginer am uitat seara cu el și a scris la 8:30 să semneze pentru ședința de comisie și acum n-am mai ajuns. Deci rapoartele nu sunt, sunt toate rapoartele? Nu. Da, ceva este. Da. Ah, mulțumesc. Da. Urmează să stabilim o nouă ședință, nu știu, vom discuta cu domnul primar. Convoacă domnul primar. Da.